Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Gala Excelenței în Educație, manifestare în cadrul zilelor municipiului Roman. Pe această cale țin să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru rezultatele obținute și de asemenea vreau să felicit și cadrele didactice care au fost alături de voi pentru a vă ajuta la obține aceste rezultate și, bineînțeles, părinții voștri care de asemenea v-au susținut și v-au sprijinit pentru ca voi să vă îndepliniți menirea pentru care sunteți aici. Vreau să vă asigur de faptul că Primăria Municipiului Roman este un partener permanent al unităților de învățământ de pe raza Municipiului Roman. În continuare ne dorim investiții în infrastructura de învățământ de pe raza Municipiului Roman. Urmează să depunem mai multe proiecte cu finanțare europeană care privesc pe de o parte fie reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ, fie construcția unor noi unități de învățământ pe raza Municipiului Roman, pentru că suntem convinși că o comunitate care are cetățeni educați nu poate decât să fie o comunitate care să progreseze, care să se dezvolte și care să permită fiecare dintre noi să gândim independent. În cele ce urmează, am să-i dau cuvântul și domnului deputat Laurențiu Dan Leoreanu, inițiatorul acestui tip de eveniment, cel care este și cadrul didactic și care sunt convins că poate vă înțelege mai mult decât oricare alt politician. Domnule deputat. Vă mulțumesc, domnule primar. Am ținut să fiu și eu prezent în acest moment la deschiderea Galei Excelenței în Educație. Și iată, încă o dată, vedem că primăria păstrează filonul activităților care aduc un plus pentru comunitatea noastră. Îl felicit pe domnul primar pentru că susține în continuare învățământul, educația. Dar astăzi e rândul dumneavoastră să fiți felicitați pentru rezultatele frumoase obținute. În această echipă, elev, cadru didactic, o echipă care atunci când pune suflet, minte, temelnicie, reușește să obțină rezultate frumoase. Și dumneavoastră sunteți protagoniștii zilei. Așadar, multe felicitări și mult succes în continuare. Mă bucur că astăzi primăria, așadar, continuă activitatea începută cu mai mulți ani în urmă și premiază pe cei mai buni dintre elevi care au obținut rezultate frumoase, dar și dintre profesorii care, deși sunt umbriți de alte gânduri, totuși își pun mintea și sufletul în acest proces instructiv educativ. Iar chiar dacă premiile care vin azi nu au cum să compenseze alte lucruri, în schimb aduc o recunoaștere a activității dumneavoastră. Ne-am bucurat ca instituții din cele mai diverse, de la nivel de inspectorat și primărie până la nivel de guvern, să aibă în atenție învățământul ca prioritate națională, așa cum o declarăm toți, dar pe care, din păcate, numai unii o realizăm și respectăm. Vă urez multă sănătate, bucurii, să vă dignească ziua de astăzi, să vă umpleți de bucuria activităților frumoase, a reușitelor deosebite, mult succes, mai aveți un pic până la finișul anului școlar 2017-2018, încât vă zic așa să nu vă pierdeți suflul de ultima sută de metri, să reușiți să terminați cu medii frumoase, cu premii frumoase și la nivel școlar, ca apoi să puteți să vă bucurați de o vacanță plăcută. Sănătate și părinților dumneavoastră, celor care vă poartă de grijă, celor care vă sunt alături, atât în momente grele, dar și în bucurii. Tuturor multe felicitări, mult succes, sănătate și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule. Vă mulțumim, la revedere, vă mulțumim că ați ținut să ne fiți alături astăzi.
În cele ce urmează vom trece efectiv la activitatea de premiere și am să-l rog pe colegul meu, Sebastian, să dea citire tuturor celor care astăzi vor primi din partea noastră premii și eu urmează să fac premierea la fiecare dintre dumneavoastră, cu rugămintea ca ulterior să treceți pe la colega mea cu a semna și documentele oficiale. Vom începe în ordine alfabetică cu agrețoaie Andrei Ricardo de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii pentru locul 2 la concursul național de geografie Terra, profesor coordonator Mihalac Ionela. Se pregătește Agachi Ștefan. Agachi Ștefan de la Liceul Tehnologic Vasile Sau pentru locul 2 la Olimpiada de curicule și tehnologii, faza județeană, coordonator, Ploștița Lăcămioara, Ungureanu Marlena, Tutu Mihai. Se pregătește Alina Dumitrescu. Alina Dumitrescu. În continuare, Andrei Ștefania Vasilica, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește. Alina Dumitrescu, de la Liceul Tehnologic Episcop Melchisedec, premiu special Olimpiada de Religii, coordonator, Andrei Ștefania Vasilica, dacă nu, Angel. Andrei Ștefania Vasilica de la Colegiul Național Roman Vodă pentru locul 2 la Olimpiada de Limbă Spaniolă. Coordonator Mârza Cristea Oană. Se pregătește Angel Nicoleta Andra. Angel Nicoleta Andra de la Clubul Atletic, locul 2, Campionatul Național Copii 2, Lupte, Cluj. Coordonator Artemi Dumitru. Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 3, Olimpiada la disciplinele din area curiculă tehnologii, îndrumător Ploștița Lăcămioara, Ungureanu Marlena, Tutu Mihai. Se pregătește Antic Sergiu. Antic Sergiu de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Tehnologie a Informației, coordonator Gherca Maca. Se pregătește Anton Andrei Adelin. Anton Andrei Adelin, Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Asise, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Severin Irinel Ioan, profesor coordonator. Se pregătește Apetre Alexandru. Apetre Alexandru de la Liceul cu program sportiv, locul 3 la Campionatul Național de Aruncări Lungi, Junior 3, Floroiu Emilian, coordonator. În continuare, Apostol Daniel. Apostol Dorel, de la Liceul cu program sportiv, locul 2, Campionatul Național de Junior, Junior 1, coordonator Floroiu Emilian. Se pregătește Apostol Elena Malina. De la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa județeană, coordonator Mârza Cristea Oană. Se pregătește Apreotesii Petru. De la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la Olimpiada, Area Curriculară Tehnologii, Domeniul Construcții. Coordonatori, Deacon Iolanda, Curjui Mirela, Stan Mihaela. Se pregătește Arabul Teodora. De la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 1 la Festivalul de Interpretare Pianistică Forte Piano. Voinea Lia, coordonator. Se pregătește Artemie Narcis Andrei. De la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 3 la Concursul Național de Interpretare Pianistică ca Cernii, Piatra Neamț, Voinea Lia. Se pregătește Asmarandei Ioan Alexandru, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 2 la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, coordonator Mihai Leghețan. Se pregătește Agurencei Tudor Paul. De la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică, coordonator Irinia Iorgi. Se pregătește Baciu Mădălina Imana, Club Sportiv Bavo.
Locul întâi la campionatul național, coordonator Mihai Cristu. În continuare, Balan Adelin, de la box municipal Roma. Locul doi la campionatul național, cadeții în Cărbuși, în 2018. Ocuparul Radu și Dociu Jean, coordonator. Se pregătește Balan David Marius, de la liceul teologic romano-catolic. Mențiune la Olimpiada de Religie, cultul romano-catolic, etapa națională, Sofronie Mariană, coordonator. Se pregătește Balcan Diana Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă. Mențiune specială la Olimpiada de Limba Spaniolă, faza națională, Mârsa Cristia Oana, coordonator. Se pregătește Balta Clarisa, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Locul întâi la Festivalul Mântra Floare Trandafir, Bacău 2018. Se pregătește Păcăuanul Andrei Răzvan, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Locul întâi la cursul de matematică aplicată Adolf Aimunc, Cădulescu Zenobia, coordonator. Se pregătește Păcăuanul Camelia Loredana, de la Colegiul Tehnic Ion Costin. Locul întâi la Olimpiada Disciplinei Tehnice Construcții, faza județeană. Cărbușor Crina, Gabriela, Stoia Mevara și la Dăscăriție Magica Maradera, profesor coordonator. Se pregătește Bălău Andrei, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la concursul național de fizică FI. Mercea Romeo, profesor coordonator. Se pregătește Păltoi Teodor Ioan, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 și medalie de argint la Olimpiada de Matematică, faza națională. Dorim o domară și mulțumesc, Maria. Se pregătește Bârgăuanu Ianin Cristian, de la Colegiul Național Roman Vodă. Locul 2, la concursul național de fizică FI, Irinia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Peician Marius Florin, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 3 la campionatul național, Mihai Cristian, coordonator. Se pregătește Bejenaru Rica, de la Clubul Atletic Roma, locul 2 la campionatul național junior 4, Lupte Cluj, Obreja Mihaela. Se pregătește Blaș Denisa Daniela, Liceul Tehnologic Vasile Sava, locul 3 la Olimpiada, disciplinele din area curriculară tehnologiei, faza județeană. Pitiriș Loredana, Ploșniță Răcăneană, Andreea Marlena, Curtă Daniel, profesor coordonator. Se pregătește Ponta și Rebecca Elena, de la Colegiul Tehnic pentru Poni. Locul 2 la Olimpiada, area curriculară tehnologiei, Deaconu Iolanda și Burjui Mirela, profesor coordonator. În continuare, Borcilă Vlad Vasile, liceul cu program sportiv Roma, locul 2 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică. Danilă Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Bordei Laiu Ecaterina, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Educație Tehnologică, Agache Mona, profesor coordonator. Se pregătește Botezatul Nicoleta, liceul cu program sportiv Roman, locul 3 la concursul de comunicări științifice, geografie, fizică, Pătrăucean Irina, profesor coordonator. Se pregătește Brașovanul Andrei Constantin, de la liceul tehnologic Vasile Sav, locul 2 la Olimpiada Disciplinele din area curriculară tehnologie. Se pregătește Bulai Petru Ionuț, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava, locul întâi la concursul de matematică aplicată Adolf Aimunc. Bulai Ionuț, profesor coordonator. Se pregătește Bulai Victor, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul național de matematică Lumina Med. Suman Gabriela Daniela, profesor coordonator. Se pregătește Burcă Carmen Alexandra, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, Olimpiada, area
curriculare a tehnologii, Niță Maricica, Gabriel Paraschiva, profesor coordonator. Burcă Sabina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul întâi la Olimpiada de Limba și Literatură Română, etapa județeană, profesor coordonator Prisehara Roxana. În continuare, Butelcă Radu Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Matematică, etapa județeană, profesor coordonator Ursărescu Marian. Se pregătește Burnaru Petruța, de la Liceul cu Program Sportiv Roman, pentru locul 3, Campionatul Național Individual, cadete lupte feminine. Budeanu Nicu, profesor coordonator. În continuare, Buțurcă Mihnea, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada Fizică, de Fizică, etapa județeană, locul 2 la Concursul Național de Fizică, FIS, și locul 2 la Concursul Național de Matematică, Lumina Med. Constantin Constantin, cu salul Nechita Petrucea, profesor coordonator. În continuare, Cașman, Bianca Elena, de la Liceul cu Program Sportiv, locul 3 la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, Narcu Ionus Nicolae, profesor coordonator. Se pregătește Calfa Otilia Vasilica, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Științe Socio-Umane, Psihologie. Vă zic că Maria, profesor coordonator. Se pregătește Canschi Livia Alexandra, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană. Săpodeanu Diana, profesor coordonator. Se pregătește Canschi Marian Cristian, Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 1 la concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici. Ciocan Claudia, profesor coordonator. Se pregătește Cazacu Maia Ioana, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 3 la concursul național Lumina Med, Ostafe Olor. Căuș Plăduț, Liceul cu Program Sportiv, locul 1, Campionatul Național, Junior 2, Aruncarea Ciocanului, etapa finală, Floroi Emilian, profesor coordonator. Se pregătește Chelariu Plăduț, Liceul cu Program Sportiv, locul 3, Campionatul Național, Aruncări Lungi, cu Coș Lucian, profesor coordonator. Se pregătește Chiriac George, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, medalie de aur, Olimpiada de Fizică, faza națională și locul 1 la Concursul Național de Fizică, FI. Merge Romeo, profesor coordonator. Se pregătește Cipoier Cătălină, Colegiul Tehnic Pierom Costin, locul 2, Olimpiada de Turism și Alimentație Publică. Ivanciu, Elena Alexandra, Bântâncă Luminița, profesor coordonator. În continuare, Cipoiești Dragoș Gabriel, Liceul cu Program Sportiv Roman, locul 2, Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, etapă județeană. Tăbuce Eugenia, profesor coordonator. Și Cipoieștiul Samuel, Box, Club Municipal Roman, locul 3, Campionatul Național Junior Brăila, Orcubarul Radu Conciujan, profesor coordonator. Ciobanu Daniel, Liceul Teologic Romano-Catolic, Sfântul Francis de Asisi, locul 3, Olimpiada de Religie, etapa națională, Mihoc Ciprian, profesor coordonator. Ciobanu Teodora, Școala de Artă Sergiu Celibidache, mențiune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Burlacu Fiorica, profesor coordonator. Se pregătește Ciocan Daniel Gabriel, Liceul Tehnologic Vasile Sav, mențiune la concursul de chimie pentru poni, etapa națională, Leancă Paula, profesor coordonator. Se pregătește Ciocan Carina Maria, Școala Gimnazială Vasile Alexandri, locul 3 la Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană, Agatiție Gabriela, profesor coordonator. Se pregătește Ciotu Sebastian Constantin, Clubul Sportiv Pau Roman, locul 1 la Campionatul Național, Cristian Mihai, profesor coordonator. În
continuare, Ciulin Beatrice Alis, Liceul Teologic Romano-Catolic, locul 1 la Olimpiada de Religie în cultul Romano-Catolic, de etapa județeană, Sofronie Mariana, profesor coordonator. Se pregătește Ciur Alina Mihaela, liceul cu program sportiv român, locul 2 la campionatul de național de copii 1, cu coșul Cică, profesor coordonator. Se pregătește Cocuții Alexandru, liceul tehnologic Vasile Sav, locul 3, Olimpiada la disciplinele din area curicula tehnologii. Ploștița de Cămeară, Cureanu Madalena, Răucescu Monica, profesor coordonator. Este Cojul Cariu Romeo, liceul cu program sportiv român, locul 3, campionatul național școlar, Cioban Constantin, profesor coordonator. În continuare, Constantina Ana Roxandra, Colegiul Național Roma Modă, locul 3, Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană, Păltoi Mihaela, profesor coordonator. Constantin Teodor Raul, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, concursul Democrație și Toleranță, Lăpușnean Beatrice Oana, profesor coordonator. Corban Alexandra, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 1 la Campionatul Național de Matematică, Adolf Haimovici, Drâmbe Monica, profesor coordonator. Se pregătește Coroiu Violeta Elena, Colegiul Național Roman Vodă, mențiune specială, Olimpiada de Limba Franceză, faza națională, locul 2 la Olimpiada de Istorie, faza județeană, locul 1 la Olimpiada de Limbi Clasice, limba latină, etapa județeană. Cocuț Otilia, Albert Ovidiu, Tudor Nicoleta, profesor coordonator. Cosma Elisa Ioana, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, ŞA, etapa județeană. Severin Irinel, profesor coordonator. Se pregătește Cosma Radu Mihai, Clubul Sportiv Bau, locul 2 la Campionatul Național, profesor coordonator Mihai Cristian. Urmează Crăciun Constantin Bogdan, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, ŞA, etapa județeană, Severin Irinel, profesor coordonator. În continuare, Crăciun Ioan Flaviu, Colegiul Național Roman Vodă, mențiuni și medale de argint, Olimpiada de Informatică, faza națională, profesor coordonator Florin Moldovan. Se pregătește Crețu Sebastian Ilie, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 1 la concurs internațional de matematică, Memorialul David Primiuc, plus Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Constanța Aurora, profesorul coordonator. În continuare, Cristia Iulian Alexandru, de la Colegiul Tehnic Danubiana, locul 1, concurs național, Medicor Europe, Cârcu Nadia Aioane Gabriela, profesor coordonator. Croitorul Denisa Gabriela, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Cross, etapa județeană, Lungu Ioan, profesor coordonator. Tănilă Roxana, Clubul Atletic Roman, locul 3, Campionatul Național Junior 4, Lupte, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Denunț Mircea Alexandru, de la Liceul Teologic Romano-Catolic, locul 1 la Olimpiada de Religie, Cultul Romano-Catolic, etapa județeană, Sofronie Mariana, profesor coordonator. Diacona Maria, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2, Olimpiada de Religie Romano-Catolică, faza la județeană și locul 3 la Olimpiada, area curriculară tehnologii, Păstarul Mihaela și Tudorica Mihai, profesor coordonator. Urmează Diac Flavian, Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2, Olimpiada Discipline Tehnice Construcții, faza județeană, Cărpușor Tina Gabriela, Stoia Mioara, profesor coordonator. Urmează Diacom Alexandru, Clubul Atletic Roman, locul 2, Campionatul Național, Cadeți Lupte, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Urmează Diacon Urariu Șiman, Clubul Sportiv Bau, locul 3, Campionatul Național, Mihai Cristea, profesor coordonator.
continuare Dicu Gabriel, Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2, Olimpiada Disciplinei Tehnice Mecanică, faza județeană. Antonio Adriana Elena, Cosma Mariana, Sava Cristinica Viorica, profesorul coordonator. Se pregătește Dior Maria Alexandra, Colegiul Tehnic Danubiana. Locul 3, Olimpiada Județeană de Geografie. Locul 3, Olimpiada Județeană de Tehnologie. Grumăzesc cu Corina, Grigora, Simona, Moise, Elena, Costache, Vecălmeara, Patelea, Luminița, Budnaru, Miterica, Netătrieva, profesor coordonator. Se pregătește Dâscă Maria Petronela, Colegiul Tehnic Danubiana. Mențiune, etapa la Olimpiada Națională de Tehnologie. Grigora, Simona, Moise, Elena, Costache, Vecălmeara, profesor coordonator. Se pregătește Tonici Elisa Elena, Colegiul Național Roman Vodă. Locul 3 la Olimpiada de Biologie, etapa județeană. Locul 1 la Olimpiada de Lectură, Abilitate de Viață, etapa județeană. Gheorghiță Cristina, Nacu Anda, profesor coordonator. Dorcu Veronica, Clubul Atletic Roman. Locul 3 la Campionatul Național Junior 2. Artenia Dumitru, profesor coordonator. Se pregătește triu Riana Gabriela. De la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 3, Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană. Tărâță Cristina Micaela, profesor coordonator. În continuare, Dulea Ana Maria, Clubul Atletic Roman. Locul 2, Campionatul Național, Copiii 2, Artenia Dumitru, profesor coordonator. Se pregătește Dumea Roxana, Clubul Atletic Roman. Locul 3, Campionatul Național Junior 4, 56 kg, lupte. Nohai Andrei, profesor coordonator. Se pregătește echipa de basket băieți licee, Baba Octavian, capitan de echipă, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, basket, etapa județeană, profesor coordonator Șerban Marcel. Se premiază echipa de baseball, under 15, reprezentant Andaraș Ionuț, liceul cu program sportiv, locul 2 la Campionatul Național de Baseball, sub 15. Ciocu Marius, profesor coordonator. Se pregătește echipa de baseball sub 19, reprezentant Blaj Emanuel, liceul cu program sportiv, locul 3, Cupa României Senior. Ciocu Marius, profesor coordonator. În continuare, echipa de fotbal, Gimnaziu Băieți Junior C, reprezentant Cucu Dumitru Gabriel, de la liceul cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Gimnazică, fotbal, etapa regională, Daniela Gheorghe, profesor coordonator. Urmează echipa de fotbal Gimnaziu Băieți Junior 4, reprezentant Mazilu Andrei Mădălin, liceul cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Gimnazică, fotbal, profesor următor, Lubușor Constantin Dan. Se premiază echipa de fotbal Gimnaziu Fete Junior 2, reprezentant a Popuțoaiei Mădălina Ioana, liceul cu program sportiv Roman, locul 1 la Olimpiada Gimnazică, fotbal, Cătuce Eugenia, profesor următor. Urmează echipa de fotbal băieți junior A, reprezentant Ișciuc Silviu Gabriel, liceul cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, Daniela Gheorghe, profesor coordonator. În continuare, echipa de fotbal băieți licee junior, reprezentant Chirilescu Vasile, liceul cu program sportiv, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Anea Sorin, profesor coordonator. Echipa de fotbal fete, gimnaziu, reprezentant Socol Aleahim Beatriz, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, locul 3, la Olimpiada Gimnaziilor, Grăjdeanu Cristina, profesor coordonator. A
Apoi, echipa de fotbal fete, gimnaziu junior 3, reprezentat Angel Andreea Camelia, liceul cu program sportiv, locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor Fotbal. Moise Ciprian, profesor coordonator. Continuăm cu echipa de fotbal fete liceu, reprezentant Antonu Ana Alexandra de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 2 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, fotbal, fața județeană, profesor coordonator Cărbăcela de Ei. Echipa de fotbal de handbal băieți, gimnaziu, capitan Andrei George Alin, școala gimnazială Vasile Alexandri, locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor de handbal, băieți, Boia Adrian, profesor coordonator. Urmează echipa de handbal băieți, gimnaziu junior 4, reprezentant Sârghie Florin Marian, liceu cu program sportiv, locul 2, Olimpiada Gimnaziilor handbal, etapa județeană, profesor coordonator Moise Ciprian. Echipa de handbal băieți, reprezentant Dominte Sorin, al liceul tehnologic Vasile Sav, locul 1, handbal etapa județeană, profesor coordonator. Urmează echipa de handbal fete, gimnaziu, coordonator capitan Bârsan Dani Nihia, școala gimnazială Alexandru Ion Cuza. Locul 1, Olimpiada Gimnaziilor, handbal, coordonator Ana Maria, profesor coordonator. În continuare, echipa de handbal fete, gimnaziu junior 4, reprezentant Cosma Ioana Nicoleta, de la liceul cu program sportiv, pentru locul 2, Olimpiada Gimnaziilor, la handbal, etapa județeană. Urmează echipa de handbal fete, liceu junior 1, reprezentant Ureniu Bruxana, liceul cu program sportiv Roman, locul 1, Olimpiada Națională a Sportului, handbal feminin, junioare 3, Lazar Viorel, profesor coordonator. Echipa de handbal fete, junior, liceu junior 2, liceu cu program sportiv Roman, locul 1, etapa națională a sportului școlar, handbal feminin, junioare 2, Lazar Pasifica, profesor coordonator. În continuare, se va pregăti echipa de handbal fete, liceu, junior 3, reprezentant Roșu Cristina, de la liceul cu program sportiv pentru locul 1, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, handbal, etapa județeană, licee fete, Lazar Vasilica, profesor coordonator. Se pregătește echipa de handbal gimnaziu băieți, junior 1, reprezentant Radu Alexandru, liceu cu program sportiv Roman, locul 2 la Olimpiada Gimnaziilor handbal, Mihalache Codruț, Cărțiliu Vasilica, profesor coordonator. Urmează echipa de handbal gimnaziu băieți junior 3, reprezentant Baltag Andrei, liceu cu program sportiv Roman, locul 2, Olimpiada Gimnaziilor handbal, etapa județeană, Andrei Alina, profesor coordonator. Și se pregătește echipa de oine băieți gimnaziu Diaconul Răzvan Mihai, capitan de echipă, școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 3, Olimpiada Gimnaziilor, cu oine masculin, Cosma Elena, Toina, profesor coordonator. În continuare, echipa de oine băieți liceu junior 1, reprezentant la Marie Eva, cel cu program sportiv, locul 1, etapa națională a sportului școlar, etapa zonală, oine, Popa Iman, profesor coordonator. Echipa de oine băieți liceu junior 2, reprezentant Gherdel Petru, cel cu program sportiv, locul 1, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa finală, oine, Popa Iman, profesor coordonator. Se pregătește și echipa de oine fete, gimnazii, Tondireanu Ioana, capitan de echipă, de la școala gimnazială, gimnazială Alexandru Ioan Cuza, locul 2, Olimpiada Gimnaziilor, o oină feminin, Cosma Elena Doina, profesor coordonator. Echipa Leșa, capitan Ștefănescu Maria, de la școala gimnazială Vasile Alexandri, locul 3, Olimpiada Gimnaziilor de Leșa, Arteni Cătălin, profesor coordonator. Urmează echipa de șah, reprezentant Nistor Eduard Gabriel, școala gimnazială Mihai Minescu, locul 2, Olimpiada Gimnaziilor, Ionită Vasile, profesor coordonator. Urmează
echipa de tenis de masă, gimnaziu, reprezentant Iacob Gabriel, școala gimnazială Mihai Eminescu, locul întâi la Olimpiada Gimnaziilor în tenis de masă, de capul județean, Mitrea Cătălin, profesor coordonator. Urmează echipa de tetratlon, capitan Porojan Indra Iulia, școala gimnazială Vasile Alexandrei, locul 3 la Olimpiada Gimnaziilor, tetratlon, etapa județeană, Artemi Cătălin, profesor coordonator. Se pregătește echipa de tetratlon fete, gimnaziu, reprezentant Cărbușor Flavia, școala gimnazială Mihai Eminescu, locul 3 la Olimpiada Gimnaziilor, tetratlon. Etapa județeană, Danții și Marian, profesor coordonator. Urmează echipa de volei băieți, gimnaziu, fetele Luigi Leonard, de la școala gimnazială Vasile Alexandri, locul 2, Olimpiada Gimnaziilor de volei băieți, etapa județeană, Vacaru Sergiu, profesor coordonator. Se pregătește echipa de volei băieți, gimnaziu, capitan de echipă Moroi Andrei, de la școala gimnazială Alexandru Ion Cuza, locul 3, Olimpiada Gimnaziilor, volei masculin, etapa județeană, Cosma Elena Doina, Lebar Gălucean, profesor coordonator. Se pregătește echipa de volei fete, gimnaziu, Baltac Ioana Denisa, capitan de echipă, de la școala gimnazială Alexandru Ion Cuza, locul 3, Olimpiada Gimnaziilor, volei feminin, etapa județeană, Cosma Elena Doina, profesor coordonator. În continuare, echipa de volei fete, Gușă Izabela Ana Maria, reprezentant de la școala gimnazială Vasile Alexandri, locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor de volei fete, etapa județeană, Vacaru Sergiu, profesor coordonator. Continuăm cu Enache Ștefan, de la Geocul Program Sportiv, pentru locul 3 la Campionatul Național sub 15 în echipe, Budoșcă Cristinel, profesor coordonator. Se pregătește Ene Ana Maria, de la Clubul Atletic Roman, locul 2 la Campionatul Național echipei cadeți, lupte. Obreșa Mihai Rău, coordonator. În continuare, Ene Rares George, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Istorie, faza județeană, Hanu Miș Mihaela, profesor coordonator. Se pregătește Farcaș Alexandru, de la Clubul Atletic Roman, locul 1 la Campionatul Național de Orientare Lungă Distanță, Patraș Corin, profesor coordonator. Și urmează Farcaș Roxan, de la Clubul Atletic Roman, locul 1 la Campionatul Național Junior 3, 35 kg, lupte, Nohai Andrei, profesor coordonator. Se pregătește Fărceanu Codruță, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, concursul Matematica pentru toți. Suma Daniela Gabriela, profesor coordonator. Se pregătește Fărcășel Georgian Alexe, de la Colegiul Național Roman Vodă. Mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Română, faza națională și premiul Corin. Mențiune la Olimpiada de Lingvistică Solomon Marcus, faza națională. Profesor coordonator Alexandru Paun. Urmează fetele Emanuel, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la concursul național de matematică Adolf Haimovici, etapa județeană, Diaconu Dorina, profesor coordonator. Și se pregătește fetele Raisa Renata, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa județeană, Mărza Cristia Oana, profesor coordonator. Urmează Pânăriu Marius Andrei, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, concursul național de astronomie și astrofizică, Marian Dacian Bica, Irimia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Francesco Alexandru, de la Clubul Atletic Roman, locul 3, tenis Cupa Roman Mușan, profesor coordonator Isciu Piman. Urmează Florea Dragoș, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Limba Germană, etapa județeană. Danovici Andreea Irina, profesor coordonator. În continuare, Voia Ivana Iarina,
Colegiul Național Roman Vodă. Mențiune și premiul special, Olimpiada de Biologie, faza națională, locul 3 la Olimpiada de Lectură, Capacitate de Viață, Capa Județean. Prosper Elisabeta și Alexandru, Paul, profesor și coordonator. Giosano Orlando, de la Box Club Municipal Roman, locul 3 la Campionatul Național Junior, pentru Paru Radu și Don Jurjan, profesor coordonator. Se pregătește Gherghel Andrei Alexandru, la Școala de Artă Sergiu Celibidache, locul 2 la Concurs Național Primăvara Artelor, Bacău. Zama Vasilia Ilian, profesor coordonator. În continuare, Gherghel Georgian Monel, la Clubul Sportiv Pau Roman, locul 2, la Campionatul Național. Mihai Cristea, profesor coordonator. Se pregătește Ghindea Elena Alesia, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, locul 3 la Concursul Național de Matematică Lumina Med și locul 3 la Concursul Național de Fizică FI, cu Sarul Nichita Petronela, Irimia Gheorghe, profesor coordonator. Iuzan Eduard Cosmin, Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 3, Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană. Petrovici Adriana, profesor coordonator. Iuzan Emanuel Iosif, Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 1 la Concursul de Chimie Petru Boni, etapa județeană. Anice Iuliana, profesor coordonator. Urmează Iuzan Mihai, de la Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 1 la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, Petrovici Adriana. Domenic, Liceul Teologic Romano-Catolic, locul 1 la Olimpiada de Religie, Cultul Romano-Catolic, etapa județeană. Sofronie Mariana, profesor coordonator. Se pregătește Iuzan Roxana Otinia, Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 1 la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa națională. Petrovici Adriana, profesor coordonator. Se pregătește Georgica Lucia, la Clubul Atletic Roman, locul 2 la Campionatul Național Junior 4-60 de kg lupte. Nohai Andrei, profesor coordonator. În continuare, Gorcu Cezar Andreea, la Clubul Sportiv Pau, locul 1 la Campionatul Național. Mihai Cristea, profesor coordonator. Urmează Grăjdeanu Mihail, Liceul Teologic Episcop Melchisedec, premiu special la Olimpiada de Religie pentru seminarele și liceile teologice, Baia Mare. Preot Cosma Eduard Vasile, profesor coordonator. Și se pregătește Grigoraș Andrei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, mențiune la Olimpiada de Chimie, etapa națională. Codurat Gianina, profesor coordonator. Urmează Grigoraș Victor, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limba Germană, etapa județeană, Tanovici Andreea Irina, profesor coordonator. Se pregătește Hazi Cătălin Iulian, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Concursul Democrație și Toleranță, etapa națională, Iapușneanu Beatrice Oana, profesor coordonator. În continuare, Herciu Bianca Elena, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2 la Olimpiada Area Curriculară Tehnologii. Profesor coordonator Gabriel Paraschiva, jucarul Claudia Cerasel. Apoi, Herciu Richard, de la Box Club Municipal Roman, locul 3, Campionatul Național Junior, Otcuparu Jean, Otcuparu Radu și Dociu Jean, profesor coordonator. Se pregătește Colciuc Daniel, de la Clubul Atletic Roman, locul 3 la Campionatul Național de Orientare pe Echipe, Patra și Florin, profesor coordonator. Urmează Humă Răzvan Vasile, de la Liceul Tehnologic Vasile Sat, locul 1 la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa județeană. Ciocan Claudia, profesor coordonator.
Sarmi, Medea Maria, de la Club Sportiv Bau, Roma, locul întâi la campionatul național, coordonator Cristian Mihai. Se pregătește Cușanu Diana Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiu special la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină și Limba Greacă, faza națională, Tudor Nicoleta, profesor coordonator. În continuare, Cuțanu Maria Alexandra, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune specială, la Olimpiada de Limbă Franceză, faza națională, Dornescu Paula, profesor coordonator. Se pregătește Iancu Andrei Ilian, Liceul Tehnologii Basile Sau, locul 2 la Olimpiada, disciplina Inginarea Tuturilor Tehnologii, Roșnița Reformeară, Gurean Madalena și Curtea Tarnet, profesor coordonator. Urmează Ignat Miruna Mihaela, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limba Engleză, etapa ștețeană, Santa Laura, profesor coordonator. Se pregătește Ilica Diana Roxana, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, concursul național de matematică Adolf Haimovici, Drive Monica, profesor coordonator. Se pregătește Impact Dare, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, la concursul național Tinere Contei, faza națională, Romano Gabriela Elena, profesor coordonator. Se pregătește Irimia Cristian Alexandru, Liceul Tehnologic Basile Sau, locul 3, la concursul de matematică aplicată, Adolf Haimovici, în apă ștețea. Claudia, profesor coordonator. Va urma Iurașul Patricia, de la Clubul Atletic Roma, locul 1 la Campionatul Național Junior 3 Lupte, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Urmează Iștiu Andreea Iuliana, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Limba Spaniolă, etapa ștețeană, Mărza Cristia Oana, profesor coordonator. Și se pregătește Lazar Alexandru, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Campionatul Național de Matematică Lumina Med, Leureanu Antale Loredana, profesor coordonator. În continuare, Lazar Andrei Ovidiu, de la Liceul Program Sportiv Roma, locul 2, Olimpiada de Geografie, etapa ștețeană, pentru Lucia Mirina, profesor coordonator. Se pregătește Lăbușnianu Daria Ioana, de la Clubul Sportiv Pau Roma, locul 1 la Campionatul Național. Cristian Mihai, profesor coordonator. În continuare, Leanca Ioana Ana Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă, mențiune la Olimpiada de Chimie, faza națională. Lacu Grecuța Micaela, profesor coordonator. Urmează Leon Alexandra Maria, de la Clubul Atletic Roma, locul 2, Campionatul Național de Atletism Copii, Federal Carmen, profesor coordonator. Se pregătește Leverda Ioana, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada de Neogreacă, faza națională, locul 3, la Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană, Cristia Elisabeta și Cheie și Monica, profesor coordonator. Va urma Leverdă Vasile Matei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrei, locul 3, Olimpiada de Elenism, etapa internațională, Cristia Elisabeta, profesor coordonator. Se pregătește Macovei Sebastian Ștefan, de la Liceul cu Program Sportiv Roma, locul 2, Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, Nacu Ionuț Nicolae, profesor coordonator. Mai departe, Manolache Andrei, Colegiul Național Roman Vodă, Marele Premiu la Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice, Ștefan Procopiu, Chilimia Gheorghe, profesor coordonator. În continuare, Manolache Diana Elena, la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană, locul 3 la Concursul Democrație și Toleranță, etapa națională, Bătoi Mihaela și Lăbușneanu Beatriz Mana, profesor coordonator. Marga Șirin, de la Clubul Atletic Roma, locul 2, la Campionatul Național, echipe cadeți, Obreja Mihaela, profesor coordonator. Martinuț Francescu, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, la Olimpiada de Matematică.
Prefețean, Usarul Nichita Petronela, profesor coordonator. Se pregătește Martișca Iasmina, la grupul Atletic Roma, locul 3, campionatul național junior, 460 de kilograme, Nohaia 3, profesor coordonator. Se pregătește Nicolaiciuc Lenuța, de la Colegiul Tehnic Petru Pon, locul 3, Olimpiada, area curriculară tehnologii, Deacon Iolanda și Burjui Mirela, profesor coordonator. Se va pregăti Mihăiești Denisa Rafaela, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 3. Urmează Mihălcean Ștefan Alexandru, liceu cu program sportiv Roma, locul 3 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică, etapă județeană. Nacu Ionuț Nicolae, profesor coordonator. În continuare, Mihov Narcisa Lorena, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3 la concursul național de matematică Adolf Haimovici, diacon Dorina, profesor coordonator. Romina Ina Simona, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiu special, Olimpiada de Istorie Baza Națională, Ciocoi Ionic, profesor coordonator. Se pregătește Mitoc Ionela Gabriel, de la Colegiul Tehnic Danubiana, locul 3 la Olimpiada Județeană de Tehnologii, Iliescu Lămâița, Bordea, Genoveva, Constantinescu Mirela, profesor coordonator. În continuare, Mărț Paul Tiberiu, de la Geul Tehnologic Vasile Sav, locul 2, Olimpiada în area curicula tehnologiei. Profesor de Cârneala, Urelu Marelena și Tutu Mihai, profesor coordonator. Urmează Mocanu Luciana Ștefania, de la Școala Gimnazială Mihai Mănescu, locul 1 la Olimpiada Gimnaziilor, Tentratron, Danțiș Marian, profesor coordonator. Se pregătește Mocanaș Olin Florin, la Clubul Atletic Roma, locul 2, Campionatul Național de Atletism Junior 3, Lideran Carmen, profesor coordonator. În continuare, Moisei Gabriel Valentin, de la Clubul Sportiv Bauru, locul 3, Campionatul European, Gandia, Spania și locul 2 la Campionatul Național, Cristian Mihai, profesor coordonator. Se pregătește Monteanu Andreea Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Limba și Literatura Română, la Valdezean, Galavan, Tina, profesor coordonator. Va urma Murariu Denis Andrei, la Școala de Artă Sergiu Celebidate, locul 1 la concursul internațional de interpretare instrumentală Ioan Goia, Iași, premiul 2 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală, profesor coordonator Ducă Cezar. Muzicantul Ana Maria Rebeca, de la Școala de Artă Sergiu Celebidate, locul 3 la concursul național Primăvara Artelor, Bacău, mențiune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală. Damian Diana, profesor coordonator. Se pregătește Nastasă Mihaela, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 2, la concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici. Olea Alexandru, profesor coordonator. Se pregătește Nastasă Ioana, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, la concursul național de traducere Corneliu Nien Popescu. Limba franceză, Dornescu Paula, profesor coordonator. Năzare Ștefanel Mădălin, liceu cu program sportiv, locul 2 la Olimpiada Pregătire Sportivă Teoretică, etapa județeană. Nacu Ionuț Nicolae, profesor coordonator. În continuare, Neacu Iuliana Georgiana, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Cross, grădinarul Carmen, profesor coordonator. Se pregătește Neagu Petronela, Colegiul Tehnic Miron Costin, locul 3 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Cross, grădinarul Carmen, profesor coordonator. Se pregătește Nefetu Mihaela, Liceul Teologic Romano-Catolic, locul 2 la Olimpiada de Pedagogie, Psihologie, etapa națională. Vărdămânelul Ionela, profesor coordonator. Se pregătește Nic Andrei Alexandru, Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul național de matematică Lumina Med, Suman Gabriela, Daniela Gabriela, profesor. Se
pregătește Nicoliș Dragoș Ionuț, jocul cu program sportiv român, locul 1, la campionatul național junior 1, aruncarea ciocanului, etapa finală. Floroi Elinian, profesor coordonator. În continuare, Nistor Alexandra Dumitrița, liceu cu program sportiv, locul 3 la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, Nangu Ionuț, Nicolae, profesor coordonator. Se pregătește Nistor Șerban Constantin, liceu cu program sportiv, locul 3 la campionatul național junior 1, Floroi Elinian, profesor coordonator. Nița Adrian Gabriel, școala gimnazială, Alexandru Ioan Buza, locul 3 la Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană. Giga Mihaela Adina, profesor coordonator. Se pregătește o bucură Andrew Hiroaki, de la Colegiul Național Roman Vodă. Locul 3 la Olimpiada de Fizică, baza națională, locul 1 la concursul, de națională, concursul Național de Matematică Fizică, Berceanu Procopopiu, locul 1 la concursul Național de Fizică FI. Constantin Constantin, profesor coordonator. Olariu Elena Emera, concursul Național Roman Vodă. Locul 2 la Olimpiada de Limba Italiană, baza județeană. Pregătește Oprea Carina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 1, la concursul Matematica pentru toți. Locul 3, la concursul Național de Matematică Lumina Mea, sumand Daniela Gabriela, profesor coordonator. Se pregătește PAL Roberto Giulio, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, la concursul Național de Fizică FI. Constantin Constantin, profesor coordonator. Va urma Palachia Rareș Marian, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de Chimie, baza județeană. Dragul Crenguța, care era profesor coordonator. Se pregătește Panaite Codrin Andrei, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Locul 2 la Concursul Național de Geografie, Terra, etapa națională. Mihalache Ionela, profesor coordonator. În continuare, Antinimon Luca George, Școala de Artă Sergiu Celibidac, concurs locul 1 al Concursului Național de Interpretare Pianistică Carcerni, Piatra Neamț, premiu special al juriului și premiul 2 al Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa zonală. Alexandru Mineta, profesor coordonator. Se pregătește Pascal Daria Ioan, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 al Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa județeană. Se pregătește Pascaliu Cosmin, la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 2, al Piatra Discipline din Alea Comunitatea Comunicii. Se pregătește Pavel Andreea Grămeara, Colegiul Național Roman Vodă, Marele Premiu la Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice cu participare internațională, Ștefan Procopiu, Irimia Ana și Irimia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Pătrăuceanu Teodora, la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, concursul național, concursul de comunicări științifice, geografia mediului, etapa națională, Putem Tătoru, profesor coordonator. Va urma Pele Verde, Georgian, Școala de Artă, Sergiu Celibidac, locul 2, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală și premiul 2 la concursul internațional de interpretare muzicală, Emanuel Elenescu, Piatra Neamț. Urlar Ion, profesor coordonator. Urmează Pierie Eduard, liceu cu program sportiv român, locul 3, campionatul național școlar, cu coșul cică, profesor coordonator. Se pregătește Petrachi Mihaela Viorica, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, la Olimpiadă, area curriculară tehnologiei, domeniul economic. Jurat de Cristina, echipul Maria, Stonico, Simona și Curpa Randina, profesor coordonator. Va urma Petrișor Dian, Colegiul Tehnic Petru Porn, locul 1 la Concursul Național de Matematică Adolf Raimovici, etapa județeană. Și se pregătește Petrișor Laura Cristiana, de la Colegiul Tehnic Petru Porn, locul 3, Concursul de Chimie Petru Porn, Rusu Maria, profesor coordonator. Se pregătește Petrișor Narcis, de la Liceul Tehnologic Vasile Sav, locul 1 la Olimpiada Va
ca urma titlie Ioana de la Colegiul Național Roman Bogdan, locul 3 la Olimpiada de Limba Engleză, etapa națională, și locul 2 la Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, etapa județeană. Salve Laura și Presacaru Oxana, profesor Bogdan. Urmează Pitiruț Emilian, de la Liceul cu program sportiv, locul 2 la Campionatul Național Individual Junior 3, lupte libere. Se pregătește Pântea Corina Elena, de la Liceul cu program sportiv, locul 1 la Campionatul Național Junior 1, aruncarea ciclantului. Urmează Podaru Georgian, de la Clubul Atletic Roman, locul 3 la Campionatul Național Junior 3, lupte. Se pregătește Poiată Ștefan Valentin, la Clubul Sportiv Pau, locul 1 la Campionatul Național. Și în continuare, Poiană Oana Andreea, de la Colegiul Tehnic Miron Cosmin, locul 1 Olimpiada de Religie, Ciobac Mihaela, profesor coordonator. Va urma Policiu Grare, de la Colegiul Național Roman Bogdan, mențiune la Olimpiada de Matematică Baza Națională, locul 2 la Concursul Național de Matematică Lumina MED, locul 3 la Olimpiada Județeană de Informatică, locul 3 la Concursul Național de Fizică FIS, locul 3 la Olimpiada de Fizică etapa Județeană. Profesor coordonator Constantin Gabriel, Gabriel Petru Florin și Emilia Ana. Se pregătește Popa Gabriel Alexandru de la Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 3 la Olimpiada Tehnologiei din area curricula Tehnologiei. Urmează Popescu Radu Mircea, de la Liceul cu program sportiv, locul 1 la Campionatul Național Copii, 90 de metri gard. Urmează Popușoi Andreea, de la Colegiul Național Roman Bogdan, locul 2, Olimpiada de Științe Socio-Umane, Cultură Civică, etapa județeană, Căpușneanu Beatriz Oana, profesor coordonator. Se pregătește Prășescu Marian Petre, de la Colegiul Național Roman Bogdan, locul 1, concurs internațional Germania, senior, locul 1 la concurs național trofeul Sensen, senior, Federația Română de Tenis, locul Tereza, profesor coordonator. Va urma Prichis Georgiana Iuliana, de la Colegiul Național Roman Bogdan, locul 1, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, cross, etapa județeană, Semelin Irinel, profesor coordonator. Urmează Prico Andrei, la Liceul Tehnologic Vasile Sar, mențiune la concursul de matematică aplicată la Adolf Mannheim, la Paraselana. Locul 2 la concursul de matematică aplicată, etapa județeană. Va urma Prisecaru Maria, de la Școala de Artă Sirmice Vidache, locul 2 la concurs național de interpretare pianistică, Piatra Neamț. Profesor Zilberman Credina. Pușcașul Andreea Diana, de la Liceul Tehnologic Vasile Sar. Locul 2 Maria, de la Colegiul Național Roman Bogdan. Locul 1 la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, baza națională. Locul 1 la Olimpiada de Limba și Literatură Română, etapa județeană. Și locul 3 la Olimpiada de Lingvistică, Solomon Marcus, etapa județeană. Profesor coordonator Alexandru Paul. Urmează Radu Alexandra Teodora, de la Colegiul Național Roman Bogdan. Mențiune la Olimpiada de Limba Rusă Modernă, bază națională. Romano Maria, profesor coordonator. În continuare, Răchiteanu Amalia Petronela, de la Colegiul Național Roman Bogdan, locul 2, Olimpiada de Limba Engleză, etapa județeană. Publiș Lumina, profesor coordonator. Și se pregătește Rățoi Ingriu, Clubul Sportiv Pau Roman, locul 3 la Campionatul Național. Urmează Romaniu Albert Iunian, Colegiul Național Roman Vodă, locul 1 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, locul 2 la Olimpiada de Fizică, etapa județeană. Constantin Gabriel și Inimia Gheorghe, profesor coordonator. Se pregătește Roșu Daniel Marian, Liceul Tehnologic Vasile Sar, locul 2 la Olimpiada de Disciplinele din Alea Tribunală Tehnologic Vasile Sar. Și urmează Roșu Denisa Maria, Clubul Atletic Roman, locul 3 la Campionatul Național de Atletism. În continuare, Roșu Nicoleta Petronela, la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 3, Concursul Național de Matematică Adolf Naimovici, Paroșanu Ioan, profesor coordonator. Urmează Roșu
nostru Ștefan Cătălin, Colegiul Tehnic Petru Bone, locul 2, Olimpiada Area Curriculară a Tehnologiei, domeniul construcției. Și se pregătește rusul Alexandru Florin, la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul național de fizică FI, locul 3 la Olimpiada de fizică etapa județeană. În continuare, rusul Magdalena Alexandra, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la Olimpiada de limba germană etapa județeană. Se pregătește Severin Matei Octavian, de la Clubul Atletic Roman, locul 1 campionat național de atletism, junior 3, Macovei Traian, profesor coordonator. Și Simon Denisa, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 1 la tenis de masă, etapa județeană, Edicie. Se pregătește Florina Teona, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de limba franceză. Stanciu Ștefan, de la Școala de Artă Sergiu Cel Vidal, locul 3 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, premiul 1 la Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală Iman Goia, premiul 1 la Concursul Național Primăvara Artelor, premiul 2 la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Emanuele Nescu. Se pregătește Stanciu Victor Nicolae, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Matematică, etapa județeană. Urmează Stergeare Lisa Nicoleta, de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Buză, locul 2, Olimpiada de Limba Italiană. Se pregătește Stogrin Diana Teodora, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3, Olimpiada de Științe Socio-umane, Sociologie, etapa județeană. Poinaru Alexandra, profesor coordonator. Și urmează Suciu Petrea Cristinen, de la Colegiul Tehnic pentru Poni, locul 2 la Concursul Național de Matematică Adolf Naimovici. În continuare, Șoimană Elena Georgiana, de la Școala de Arte Sergiu Celibidache, locul 1 la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală etapa zonală, finalist la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Burlac Iman, profesor coordonator. Șoroacă Bianca, de la Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 1 la Concursul Național de Matematică Adolf Naimovici, etapa județeană. Se pregătește Tăbăcaru Matei, de la Liceul Program Sportiv Roman, locul 3, Campionatul Național Școlar. Ciobanu Constantin, profesor coordonator. Va urma Teodorescu Andreea Raluca, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la concursul de geografie Terra, etapa națională. Pântea Sorin, profesor coordonator. Se pregătește Tiba Romeo Alin, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau, locul 3, la Olimpiada Disciplinele din Area Curriculară Tehnologiei, faza județeană. Toma Enica, Colegiul Tehnic Petru Poni, locul 2, Olimpiada Area Curriculară Tehnologiei, domeniul protecția mediului. Toma Ioana Codrina, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 2, Olimpiada de Științe Socio-umane, Cultură Civică, etapa județeană. În continuare, Trufăr Constantin Rareș, de la Colegiul Național Roman Vodă, locul 3 la Olimpiada de Informatică, faza națională, locul 3 la Concursul Național de Fizică FI, locul 3 la Concursul Național de Matematică Lumina Med. Se pregătește Țuțul Narcis Valentin, de la Clubul Atletic Roman, locul 3 la Campionatul Național Atletism, profesor coordonator Corupelian. Urmează Ursariu Iulia Marilena, de la Colegiul Național Roman Vodă, premiu special la Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină și Limba Greacă, faza națională. Vieru Andreea Georgiana, Colegiul de Cumilo Costin, locul 2, Olimpiada de Turism și Alimentație Publică, faza județeană, Ivan Ciulena Alexandra și Calniu Georgeta, profesor coordonator. Urmează Vieru Ramona Elena, de la Colegiul de Cumilo Costin, locul 2 la Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox, faza județeană și locul 3 la Olimpiada de Turism și Alimentație Publică, faza județeană. Rusu Mihaela Dana, Ivan Ciulena Alexandra și Calniu Georgeta, profesor coordonator. Se pregătește Vieru Ștefan, Liceul Teologic Episcop Melchisedec, mențiune la Olimpiada de Religie pentru seminariile și liceele teologice. Pregul Ciobanu Vasile Bogdan, profesor coordonator.
Nord, în locul 2, la concursul național de creație literară Tinere Copiei, etapa națională, secară Roxana, profesorul coordonator. Vulturul Răzvan, box municipal Roman, locul 2 la campionatul național de junior. Iar ultimul elev astăzi premiat, Săpavă Ștefan, Colegiul Național Roman Vodă, locul 2 la concursul național de biologie, George Emil Palat, locul 3 la Olimpiada de fizică, etapa județeană. Ploscă Elisabeta și Irinia Gheorghe, profesor coordonator. Doamna profesoară Bătoi Mihaela, de la Colegiul Național Roman Vodă.
continuare, doamna profesor Bătâncă Luminița, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin. Se pregătește domnul profesor Bolea Adrian, la Școala Gimnazială Vasile Alexandrei. Și urmează doamna profesoară Bordeianu Genoveva, de la Colegiul Tehnic Dambiana. Se pregătește doamna profesoară Bubin și Lumina, de la Colegiul Național Roman Vodă. Iar în continuare, domnul profesor Budeanu Liviu, de la Liceul cu program sportiv roman. Va urma domnul profesor Budoșca Cristinea, de la Liceul cu program sportiv roman. Și se pregătește doamna profesoară Buhai Ilenuța, de la Liceul Tehnologic Vasile Sau. În continuare, doamna profesoară Burlacu Crăguța Mihaela, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Burlacu Ion, de la Școala de Artă Sergiu Cel Imediat. Va urma doamna profesoară Burlacu Viorica, de la Școala de Artă Sergiu Cel Imediat. Și în continuare domnul profesor Putel Cădor, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Bunaru Mintenica, de la Colegiul Tehnic Darmiana. Va urma doamna profesoară Cărbușor Crina Gabriela, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin. Se pregătește doamna profesoară Chere și Monica, de la Colegiul Național Roman Vodă. Și în continuare, domnul profesor Ciobanu Constantin, de la Liceul cu program sportiv. Va urma doamna profesoară Ciobanu Mihaela, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin. Se pregătește domnul profesor preot Cioban Vasile Bogdan, de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Va urma doamna profesoară Ciocan Claudia, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Și se pregătește domnul profesor Ciocoi Ionuț, de la Colegiul Național Roman Vodă. Va urma doamna profesoară Cârcu Nalia, de la Colegiul Tehnic Darmiana. Și se pregătește doamna profesoară Cocuțo Tilia, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Cordula Gianina, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrin. Urmează domnul profesor Constantin Gabriel, de la Colegiul Național Roman Vodă. Și se pregătește doamna profesoară Constantinescu Mirela, de la Colegiul Tehnic Darmiana. Urmează domnul profesor Corugă Iulian, de la Clubul Atletic Roman. Și se pregătește doamna profesoară Costache Lăcrămeară, de la Colegiul Tehnic Darmiana.
urmează domnul profesor preot Cosma Eduard Vasile de la Liceul Teologic Episcop pentru SD. Și se pregătește doamna profesoară Cosma Elena Doi. În continuare, va urma doamna profesoară Cosma Mariană, de la Colegiul Tehnic Mero Costin. Și se pregătește doamna profesoară Cristi Elisabeta, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii. Urmează domnul profesor Cristian Mihai, de la Clubul Sportiv Bau Roman. Thank you.
se pregătește doamna profesoară Ghinga Mihaela Dina de la Școala Gimnazială Alexandru Ion Cuza. Va urma doamna profesoară Grădinaru Carpe de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Se pregătește doamna profesoară Grăjdeanu Cristina de la Școala Gimnazială Mihai Mescu. În continuare, doamna profesoară Grigoraș Simona de la Colegiul Tehnic Dalmian. Se pregătește doamna profesoară Rumăzescu Corina, de la Colegiul Tehnic Amiano. Va urma doamna profesoară Cârțuliu Vasilica, de la Colegiul de la Liceul Program Sportiv Roman. Se pregătește domnul profesor Ivan Florin, Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Urmează doamna profesoară Hurjui Mirela, de la Colegiul Tehnic Petru Ponte. Se pregătește doamna profesoară Gusav Nikita Petronela, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Ideran Carmen, de la Clubul Atletic Roman. Urmează doamna profesoară Iliescu Lămâința, de la Colegiul Tehnic Darbiana. Se pregătește domnul profesor Ionită Vasile, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Urmează doamna profesoară Iordache Elena, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. În continuare, doamna profesoară Irinia Ana, de la Colegiul Național Roman Vodă. Și se pregătește domnul profesor Irinia Gheorghe, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Ișciu Ioan, de la Clubul Atletic Roman. Și urmează doamna profesoară Ivanciu Elena Alexandra, de la Colegiul Tehnic Miron Costin. Va urma doamna profesoară Jurablă Cristina, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Se pregătește doamna profesoară Lazar Vasilica, de la Liceul cu Program Sportiv. Continuare, domnul profesor Lazar Viorel, de la Liceul cu Program Sportiv. Se pregătește doamna profesoară Lăpușneanu Beatrice Umana, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Leancă Paula, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Se pregătește doamna profesoară Lernaru Minotora, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. În continuare, doamna profesoară Leoreanu Anca Loredana, de la Colegiul Național Roman Vodă. Salut!
se pregătește domnul profesor Leopold Lucian de la școala gimnazială Alexandru Cuza. Se pregătește doamna profesoară Lozinca Maria de la Colegiul Național Roman Vodă. Va urma domnul profesor Lungu Ioan de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Și se pregătește doamna profesoară Lungu Tereza de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează domnul profesor Lucușorul Constantin Dan, de la Liceul cu program sportiv. Și se pregătește domnul profesor Macovei Traian, de la Clubul Atletic Roman. În continuare, domnul profesor Manea Sorin, de la Liceul cu program sportiv. Se pregătește domnul profesor Mărtărescu Teodor, de la Liceul Tehnologic Vasile Sal. Va urma domnul profesor Merfe Romeo, de la Colegiul Național Roman Vodă. Și se pregătește domnul profesor Mihalache Codruz, de la Liceul cu program sportiv. Va urma doamna profesoară Mihalache Ionela, de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrie. Și se pregătește domnul profesor Mihoc Ciprian, de la Liceul Teologic Roman Catolic. Urmează domnul profesor Mitra Cătălin, de la Școala Gimnazială Mihai Minescu. Se pregătește doamna profesoară Mârza Cristia Oana, de la Colegiul Național Roman Vodă. În continuare, va fi doamna profesoară Moise Elena, de la Colegiul Tehnic Albiană. Domnul profesor Moise Ciprian, Liceul cu program sportiv. Se pregătește domnul profesor Moldovan Florin, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Munteanu Nicoleta, de la Liceul Tehnologic Vasile Sala. Se pregătește doamna profesoară Nancu Anta, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește domnul profesor Nacu Ionuț Nicolae, de la Liceul cu program sportiv. Urmează doamna profesoară Nichifor Maria, Colegiul Tehnic Petru Poni. Se pregătește doamna profesoară Nedelu Eva, de la Colegiul Tehnic Ambian. Va urma doamna profesoară Niță Maricica, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Iar în continuare, domnul profesor Nohai Andrei, de la Clubul Atletic Roman. Se pregătește doamna profesoară Obreja Mihaela, de la Clubul Atletic Roman. Va urma domnul profesor Onel Alexandru, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava.
se pregătește doamna profesoară Ostafe Aurora de la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Urmează domnul profesor Ostafe Constantin de la Colegiul Național Roman Vodă. Și se pregătește domnul profesor Otcupar Rar de la Box Municipal Roman. Urmează domnul profesor Panușanu Iman de la Colegiul Tehnic Petru Poni. Doamna profesoară Patelea Minicea, de la Colegiul Tehnic Arbiana. Urmează domnul profesor Patra Șorin, de la Clubul Atletic Roman. Și se pregătește doamna profesoară Petreoceanu Irina, de la Liceul cu program sportiv. Se pregătește doamna profesoară Pitirici Loredana, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Urmează domnul profesor Pântea Solin, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Puslar Mihaela, de la Colegiul Tehnic Petru Poni. În continuare, va fi doamna profesoară Plosca Isabela, la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Ploștiță Lătrăveanu, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Și se pregătește doamna profesoară Poenaru Alexandra, de la Colegiul Național Roman Vodă. Va urma domnul profesor Popa Ioan, de la Liceul cu program sportiv Roman. Și se pregătește doamna profesoară Prisacaru Roxana, de la Colegiul Național Roman Vodă. Se pregătește doamna profesoară Rădulescu Zenobie, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Urmează doamna profesoară Rocescu Monica, de la Liceul Tehnologic Vasile Sava. Și se pregătește doamna profesoară Romanu Gabriela Elena, de la Colegiul Național Roman Vodă. Urmează doamna profesoară Romanu Maria, de la Colegiul Național Roman Vodă. În continuare, doamna profesoară Rusu Maria, Colegiul Tehnic Petru Poni. Și urmează doamna profesoară Rusu Mihaela Tana, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin. Se pregătește doamna profesoară Sandra Laura, de la Colegiul Național Roman Vodă. În continuare, doamna profesoară Sava Cristinica Viorica, de la Colegiul Tehnic Mirom Costin. Se pregătește domnul profesor Severin Irinel, de la Colegiul Național Roman Vodă.
doamna profesoară Sofronie Mariană de la Liceul Teologic Romano-Catolic. Se pregătește doamna profesoară Stan Mihaela de la Colegiul Tehnic Petru Ponic. Urmează doamna profesoară Stoia Mioară de la Colegiul Tehnic Ion Costin. Și se pregătește doamna profesoară Stoinicu Simona de la Colegiul Tehnic Petru Ponic. Doamna profesoară Suma Daniela Gabriela, de la Colegiul Național Roman Vodă. Și se pregătește domnul profesor Șerban Marcel, de la Colegiul Național Roman Vodă. Thank you.